Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru vineri. În primul rând vreau să vă întreb cum a fost luna plină, ce s-a întâmplat, dacă s-au întâmplat lucruri, dacă ați luat decizii, dacă v-ați eliberat. Pentru mine personal a fost o lună plină care m-a făcut să mă simt la pământ și a trebuit să stau relaxat în pat, a trebuit să caut un film ceva relaxant, că Deja, iar nu mă simțeam bine, și, da, era normal să fie așa, mă așteptam, dar v-am și spus că știam că pe acolo vin chestiile, dar, spre surprinderea mea, ne-am și rezolvat niște probleme chiar așa, pe neașteptat. Bun, hai să vedem acum ce se întâmplă vineri. Luna încă mai este puțin în, în gemeni, se cam ceartă acolo cu Venus, da, mai ales, să spun așa. În dimineață, da, foarte devreme, dar mai interesant este că luna intră în rac, da, și ne face mai emoțional, ne face mai uh, dornici de afecțiune. De ce nu, ne face mult mai dornici să avem acea siguranță într-o anumită zonă, doar că Mercur de acolo din Capricorn vine și face o poziție și mai tensionează așa puțin lucrurile. Motanul e aici lângă noi, vrea să urce pe masă, dar e cam somnoros și probabil nu calculează bine distanța și îmi să nu facă alte chestii. Da. Bun. Avem data de nouă, iar energia generală este luna. Păi, în primul rând, da, este o zi cu foarte multă intuiție, dar în egală măsură este o zi în care ar fi bine să fim foarte, foarte atenți în jurul nostru și să facem ceea ce simțim. Asta e foarte important. Uh, în egală măsură este o zi în care misterul poate să plutească în aer. Chiar e o zi în care nu e bine să luăm decizii și e mult mai ok să lăsăm lucrurile să curgă, da, foarte bine ar fi, pentru că nu vedem lucrurile foarte clar. Este o zi și cu intuiție, exact ce spuneam, da? doarme și iar era să-mi dea cu reflectorul în cap. Bun, o zi cu lucruri neprevăzute, în egală măsură, la lumina lunii nu o vedem noi lucrurile foarte clar. Da, simțurile ne sunt foarte active în ziua de vineri, dar cam atât. Rațiunea nu prea ne ajută. Chiar mai deloc, ba mai mult decât atât, este o zi în care e bine să nu ne facem foarte multe planuri. Da? Asta e clar. Ni se cere, uite, să privim într-un mod diferit luna, să privim într-un mod diferit femeia din noi, lucrurile care contează. Chiar este o zi foarte bună pentru meditații, pentru rugăciune, de nicio culoare nu este o zi de a decizii importante, că e posibil să nu vedem lucrurile clar. Cei care lucrează spiritual sau cei care au o intuiție bună vor fi favorizați, în schimb, în această zi. Cărțile astea, două, nu știu, mie îmi sună așa, a, depresie, a, melancolie, chestii care nu se mai termină, dar, pe de altă parte, e o zi bună. Da, pentru o terapie e o zi bună pentru a găsi niște soluții la o problemă e ca o noapte neagră așa a sufletului, dar repet, chiar intuiția ne ajută foarte, foarte mult în această zi. Bun. Și acestea fiind spuse, te invit să cauți zodiile de care ești interesat. Ascultă și de la zodie și de la ascendent că nu este suficient doar de la zodie. Vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și de asemenea te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână pentru că mai urmează weekendul și se întâmplă chestii. Te invit la previziunile pentru următoarea săptămână când lucrurile se mai detensionează și când apar tot felul de oportunități. De asemenea, filmările pentru decembrie încă sunt valabile, la fel mai urmează evenimente interesante, o să avem o lună nouă aproape de Crăciun, iar dacă ești interesat să vezi ce ți aduce anul 2023, te invit cu drag să vezi și acolo cum stau lucrurile. Bun, hai să începem. Zodia Berbec. Pentru tine este o zi în care familia și casa contează destul de mult, doar că apar niște discuții în contradictoriu, apar niște lucruri ciudate aici, însă foarte important este faptul că astăzi ți se cere să te împarți în mod egal și între uh, casă și între zona profesională. Ai mai multe lucruri de făcut uh, și este foarte, foarte important pentru tine să să zic așa, să mai lași de la tine. Chiar e important acest aspect. Încearcă să lași așa lucrurile să curgă, dar chiar ai avea foarte multă susținere din acest punct de vedere, pentru că vei avea niște surprize destul de plăcute. Dar rezolvi, rezolvi și problemele legate de casă și de zona ta profesională, apar pe acolo lucruri neprevăzute, dar, repet, ai foarte mari șanse să le rezolvi. Ele pot izvorâ dintr-o neînțelegere, da? tu ai spus ceva, cealaltă persoană a înțeles alt lucru. Da? Hai să vedem. Bun, uh, regele de spade, prima carte, o legătură cu o zodie de aer, văd aici Gemeni, Balanță, Vărsător, dar uite, și cu lumea, parcă e o zi în care reușești să închizi ceva. Ceva pentru mintea ta, poate chiar închizi ceva fizic. Și văd aici o strategie pe care ți o faci un plan, da, legat de o călătorie sau auzi o veste de genul acesta. Trei de monede. În egală măsură, să știi că este o zi în care, nu știu, studiezi ceva, analizezi ceva, parcă termini un proiect, da? Primești o veste bună din partea unor rude sau din partea unor persoane foarte apropiate ție. Șase de băte, uite, e cu victorie până la urmă, e cu bucurie. Așa cum ți-am spus, până la urmă reușești să clarifici toate aceste lucruri. Dar mult mai interesant decât atât este faptul că în această zi parcă primești o veste așa frumoasă, o știre, o postare undeva pe un site de socializare. Ceva te bucură, ceva te eliberează. Zodia Taur pentru tine este o zi în care pe lângă faptul că nu prea vei mai înțelege așa care e ție valoarea sau apar Cheltuieli neprevăzute, e o tensiune acolo pe bani la tine, însă este o zi în care ar fi bine să ai o mai mare atenție atunci când vine vorba de discuțiile pe care le ai. Da? În egală măsură, tot ziua de vineri îți spune că poate e un moment în care să zic așa, ar cam. Trebuie să-i mai înțelegi și pe ceilalți, să te cobori puțin așa și la nivelul lor. Da, este o zi cu tensiuni, nu știu, pe drumuri, poate ai multe drumuri de făcut, ai multe discuții pe acolo, se întâmplă multe chestii. E ca o teamă, așa, nu știu. Doi de spade și cu faetonul. Uh. Uite și cu turnul, se pare că e o decizie legată de un drum în ziua de vineri sau poate chiar în urma unui drum pe care îl faci, reușești să rezolvi o situație. Faietonul chiar vine și cu ideea aceasta de a încerca să-ți găsești tu un echilibru mental, dar nu știu cât o să reușești. Apar provocări din două părți, da? Două locuri de muncă, loc de muncă și viața privată, și așa mai departe. Soarele, o legătură cu zodia leu, aici văd, sau cu un berbec, dar pentru cei mai mulți tauri e clar că rezolvați ceva, da? Sunteți puțin mai tăcuți astăzi, nu prea știți voi ce să spuneți, cum să faceți. Ultima carte, 7 de cupe. Vezi că este o zi în care parcă ai chef așa să te simți bine, este o zi bună pentru meditație pentru tine, dar atenție pe decizii pentru că ai tendința să nu vezi lucrurile foarte, foarte clar. Da? Trebuie să le vezi mai în profunzime. Zodia Gemeni, în prima parte a zilei apar tensiuni în relații, na? pe acolo, în mod special în relațiile cu femeile Pe de altă parte, este o zi în care pot apărea cheltuieli neprevăzute Sau vezi că iar apare acea senzație că tu nu ești apreciat, că n-ai grijă suficientă de tine Poate ar fi bine să încerci să să spun așa, să-ți mai cumperi ceva și pentru tine sau să-ți păstrezi acolo o oră pe zi doar pentru sufletul tău. Chiar ziua de vineri ți-ar ți, -ar, ți -ar recomanda așa ceva. Da? Pentru alții, bineînțeles că pot apărea cheltuieli neprevăzute, apar tot felul de lupte de putere, de ce nu? Au sărit mai multe cărți, le iau pe toate în considerare, Prima carte pentru tine, șapte de spade, Spare pare că te simți puțin trădat, te simți puțin abandonat, ceva nu-ți place, dar vezi că e vorba de o situație în privința căreia nu prea ai tu toate elementele necesare. Poate ceva nu-ți convine legat de o femeie și apare un as de monede și un cavaler și un, cavalier, și un rege de monede. Păi e clar că ori e ocazia să cunoști o nouă persoană, ori cineva face un gest față de tine. Uh, face o faptă, face o faptă, în fine, acționează cumva, da, v-am zis că nu, nu mă simt foarte bine de la luna asta plină care a fost. Uh, cineva face un gest față de tine și ori nu-ți place, ori în alte cazuri acest gest, da, această faptă te pune pe tine pe gânduri. Poate să apară o noutate legată de casă. Șase de cupe, șase de bâte, uite, o bucurie legată de un copil sau o bucurie legată de un suflet pereche. Poate chiar intri în contact cu o persoană din trecutul tău. Iar unii văd că aveți o legătură aici foarte interesantă cu mediul rural sau cu o persoană care este mai învechită în gândire. Zodia Rac. Um. Prima parte a zilei e bine să acorzi o mai mare atenție problemelor de sănătate și să nu tragi de tine foarte mult. Probabil luna plină care a fost afectat destul de tare. Ce e important, vezi că astăzi pot apărea tensiuni în relația cu ceilalți. Apar tensiuni în relații, în general vorbind. Cineva spune ceva, pe tine te sensibilizează, poate chiar este o zi cu o teamă, așa. și Sfatul aici este să încerci să vezi partea practică a lucrurilor, să nu stai acolo doar în teama ta, doar în imaginea pe care tu o ai asupra ta. Poate e bine să accepti și părerea celorlalți, să vezi și ce părere au ceilalți. Bun, asul de monede de prima carte și cu regele de bâte. Este o zi în care poți să mergi într-un loc nou sau chiar o zi în care Poți să cunoști o nouă persoană, dar nu te gândi aici neapărat pe dragoste. Pentru alții discutăm despre uh, o zi în care cineva parcă ți arată așa realitatea practică, da, cum e ea. Vezi că e vorba de o persoană foarte energică, plină de viață, poate să fie cineva care uh, știe foarte bine să negocieze, este o persoană care nu are stare, se rezolvă ceva legat de un lucru material pentru cei mai mulți raci. Șase de bâte vine cu o victorie, o bucurie pentru tine. Te bucură acest lucru. Ultima carte, 9 de spade. Da, unii raci chiar e posibil să fiți temători în privința unei propuneri pe care o primiți. Poate să fie o propunere, știu eu, legată de. Uh, persoana iubită, poate să fie o propunere legată de muncă, niște lucruri care se schimbă într-o colaborare, într-o relație și așa mai departe. Alții, nu știu, parcă primiți așa o veste care pe de o parte vă place, pe de altă parte nu vă place și are legătură cu sărbătorile. Zodia leu. Pentru tine, prima parte a zilei poate să vină cu tensiuni în relația cu persoana iubită sau în relația cu un copil Cei care sunteți singuri, chiar e posibil să vă apuce așa mai mare panica că sunteți singuri, că vin sărbătorile, că nu e nimeni prin preajmă În egală măsură, vezi că este o zi în care ți se cere să acorzi o mai mare atenție problemelor de sănătate chiar ar fi recomandat pentru tine așa ceva și să înțelegi care e valoarea ta, care e valoarea muncii tale, să înțelegi acolo că uneori poate e și bine să ceri ajutorul sau să, sau să asculti de sfatul celorlalți. Că sunt persoane acum prin jurul tău care vor să te învețe multe lucruri și asta e bine. Prima carte, 10 de bâte. Da, poate să fie o zi aglomerată pentru tine, o zi în care ai foarte multe lucruri de făcut și tot cartea asta poate să vorbească de un moment în care pur și simplu ar fi bine să-ți găsești o ordine. Spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești, e clar că aceste activități te obosesc, da? e clar că e o zi în care ar fi bine, așa cum am spus, să acționezi puțin diferit. Și poate ar trebui să iei o pauză și să vezi care e regula pentru a continua, să vezi care sunt prioritățile. 10 de monede, o legătură aici văd cu o persoană din familie sau cu ceva legat de o casă, ceva legat de um, o mașină, de un, o sumă mai o, o sumă mai mare de bani. Următoarea carte, 7 de monede, văd aici că aștepți ceva. Da. aștept să primești un răspuns, aștepți un lucru și da, este o zi foarte bună să analizezi puțin ce s-a întâmplat în viața ta în ultima lună sau chiar în acest an Pentru că totuși ceva nu funcționează da? A, Poate ar trebui să mai reduci din activități sau poate ar trebui să-ți faci o ordine mult mai bună Zodia Fecioară Uh, pentru tine, în prima parte a zilei, vezi că pot apărea tensiuni în familie, tensiuni pe zona aceasta instituțiilor publice, nu știu ce faci tu pe acolo, dar ești prins în ambele direcții. Da? Unii, poate chiar așa cum am spus, sunt discuții da? sau sunt probleme pe care trebuie să le rezolvi, nu neapărat acum să vină apocalipsa. Uh, apoi, uh, în egală măsură, este și o zi în care pot apărea tensiuni în relația cu persoana iubită sau în relația cu un copil. Sunt niște discuții acolo legate de viitorul relației, legate de niște prieteni comuni care nu prea așa au rostul. Cei care sunteți singuri, începeți așa și vă, și vă puneți întrebări, bun, dar eu sunt singur, dar ce fac de acum încolo, dar cum acționez de acum încolo. Hai să vedem, dragi fecioare. 6 de cupe o zi în care copiii sunt importanți pentru tine. Liniștea sufletească, dar văd și o puternică legătură cu trecutul. Lumea vine cu o închidere, vine cu o veste pe care o primești legată de străinătate legată de o călătorie. Dar tot lumea vorbește despre un succes pentru sufletul tău, vorbește despre o bucurie. Următoarea carte, regele de spade, avem aici care îți spune despre o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar în egală măsură văd că este o zi pentru tine în care îți faci niște strategii sau ai de rezolva ceva legat de niște acte. Ultima carte, 3 de monede. Uh, trei de monede vine și mi spune mie despre niște activități pe care le ai de făcut, poate repar ceva, lucrezi la ceva, este o carte care îți vorbește în egală măsură despre o puternică legătură cu un grup mai mic de oameni, da, din care tu faci parte na și unii e posibil chiar să doriți să mai studiați ceva astăzi, să mai citiți ceva dintr-un domeniu drag sufletului vostru zodia balanță. În prima parte a zilei, atenție pe drumuri, atenție cum conduci, vezi că pot apărea discuții în contradictoriu, lumea probabil încă e bulversată după luna plină, dar pe de altă parte, vezi că este o zi în care apar tensiuni. Din cauza unor lucruri total neașteptate, Legate de casă, familie și legate de reputația ta, legate de cariera ta. Poate e nevoie să te împarți în ambele direcții, dar pentru unii dintre voi soluția chiar vine din ideea aceasta de a vă deschide în fața unor noi idei, în fața unor noi principii de viață. Dar cu siguranță reușești tu aici să faci față. Um, poate. Nu știu, ești pus așa să alegi, nu știu, ori stai la muncă, ori stai acasă și îți rezolvi problema. Deci între, între două extreme ești tu acolo, dar nu știu, poate chiar soluția vine prin a închide ceva. Posibil și acest lucru. Prima carte, Regele de Spade, e cartea ta și cu trei de spade. Ori ți-ai făcut niște planuri și astea sunt date peste cap. Văd aici pe cineva care are o dorință foarte mare în legătură cu tine sau are așteptări mari de la tine. O persoană mai modernă, o persoană autentică, originală, sinceră. Poate chiar e cineva cu marcaș pe vărsător, dar nu e valabil pentru toți. Oricum ar fi, nu știu, sunt niște chestii aici pe care tu vrei să le faci sau ai niște probleme cu tehnologia, trei de cupe, e ceva aici legat de o mică petrecere sau ceva legat de o iubire. Da? Pentru unii poate să fie vorba chiar și de o mică petrecere, o mică întâlnire sau chiar de zona sărbătorilor, da? de perioada sărbătorilor. Ultima carte, Puterea, o legătură cu Zodia Leu, dar este și o zi în care apar discuții în contradictoriu, da? este o zi în care, să spun așa, ești provocat da? din ambele părți și ți se cer strategii bune și chiar ți se cere să iei niște decizii importante. Da? Și cu siguranță vei reuși. Atenție pe zona autorităților astăzi, în mod special. Zodia scorpion. În prima parte a zilei vezi că apar niște cheltuieli neprevăzute, îți vine vreo factură ai tu o criză așa de. Să zic de neapărat de identitate cât de valoare personală, nu prea mai înțelegi tu așa cât valorezi ce se întâmplă, poate chiar e o discuție cu o femeie, da, care nu prea îți place. Uh, poate să fie și un moment de gelozie, o izbucnire, însă uh, tot în această zi ar fi bine să acorzi o foarte mare atenție drumurilor. Vezi că încă ești sub influența lunii pline. Mare atenție da, pe drumuri astăzi, mare atenție cum conduceți. Soluția pentru tine vine din ideea aceasta de a închide ceva, de a ieși din întuneric dacă vrei. Da? Uh, chiar vezi că, nu știu, ai niște relații pe acolo care ar trebui reanalizate, care ar trebui puțin schimbate. În egală măsură vezi că este o zi cu predispoziții spre ceartă. Da? Nu știu, parcă ești pus așa față în față cu teama ta și spui, o leu, trebuie să închid, trebuie să fac asta, trebuie să schimb puțin chestiile. Este o perioadă în care ești destul de solicitat, ca să spun așa. Ha, bon. Patru de cupe împăratul, o legătură cu un berbec. Vezi că este o zi pentru tine în care ceva nu-ți convine legat de un șef sau ceva legat de niște lucruri pe care tu le -ai intuit. Na? Ai tu niște reguli acolo după care trăiești. Ai o persoană în jurul tău care e foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Dacă a zis ceva, așa rămâne, nu se schimbă nimic. Următoarea carte, 4 de spade, 8 de monede. Nu știu, te pregătești de weekend? Poate chiar îți pregătești un concediu sau te pregătești pentru o vacanță, împachetezi, faci chestii. Alții poate chiar vă pregătiți pentru sărbători, vă apucați de curățenie, vă apucați de chestii. Ultima carte, 10 de bâte. Vezi că este o zi aglomerată pentru tine în care ar fi bine să nu tragi de tine foarte mult, să-ți organizezi lucrurile foarte bine. Uh. nu știu, lucrezi la ceva, pentru o instituție, pentru un proiect, ceva ai tu aici de făcut. Da? Se întâmplă niște lucruri. 10 de bâte îți spune clar că apar prea multe activități da? și tu uite, nu ai starea de spirit necesară, n ai energia necesară. Ar fi bine să mai ceri ajutorul celorlalți, din ce văd eu aici. Să nu-ți iei totul asupra ta. Zodia Săgetător. În prima parte a zilei, vezi că apar tensiuni între tine și ceilalți. E o persoană pe acolo mai. Copilăroasă așa mai adolescentină, cineva care nu, nu ia lucrurile foarte în serios, da. Uh, poate chiar cineva îți spune ceva, se întâmplă niște chestii și de aici apar uh, lucrurile ciudate, da? apar câteva tensiuni și atenție ce semnezi dimineață da? în prima parte a zilei. Apoi este o zi în care apar niște tensiuni pe bani, însă se deschide o perioadă în care apar tot felul de lucruri neprevăzute. Da? Uh, chiar se apropie weekendul și aici ar fi bine să acorzi o mai mare atenție um, plăcerilor tale, da? Eu nu spun să nu-i ajut și pe ceilalți, dar e important astăzi să te concentrezi mai mult pe tine Asta chiar, chiar ar fi foarte bine Așa, nu știu, cineva îți cere niște bani, îți pune niște chestii E o zi în care se întâmplă tot felul de lucruri total neașteptate pentru tine Poate chiar la muncă, nu știu Cineva îți spune o vorbă, nu-ți mai ajunge timpul, se întâmplă chestii. Repet, nu trage de tine că nu e cazul. Hai să vedem, dragi săgetători, ce se întâmplă. Soluția este să iei lucrurile așa încet și sigur. Să găsești așa o balanță între sănătate și tine. Sănătate, muncă, odihnă. Prima carte, asul de spade și cupajul de spade. Aici găsești o soluție care îți place foarte mult. De asemenea, este o zi în care o să vrei să o faci pe de, pe detectivul, dar pe de altă parte vezi că afli o veste care inițial nu prea îți place, e ca un fel de. Bârfă din aceasta, mă rog, sună urât, bârfă. E aia, așa o veste pe care o afli ceva ce circulă în jurul tău turnul. Da, turnul vine cu ruperi. E clar că este o zi cu predispoziții spre a închide chestii, da o să fie într-o stare în care foarte ușor sare. Eu energia din tine și o împrăștii peste tot. Nu este neapărat o zi rea, doar că această soluție sau această veste care apare, vezi că îți clarifică multe chestii pentru tine. Ultima carte, Roata Destinului, se pare că, fără să vrei, lucrurile merg într-o direcție, de la un singur cuvânt spus sau de la o singură faptă. Merg într-o direcție total neașteptată, și e clar aici că. Ceva începe să meargă, ceva începe să se învârtă. Poate în sfârșit îți dai și tu seama pe unde e problema sau ce ar trebui să faci. Zodia Capricorn. În prima parte a zilei, atenție mare pe, uh, pe sănătate. Da? Nu trage de tine foarte mult. Văd că apar lucruri neprevăzute, apar tot felul de... Reacții ciudate în legătură cu ideile pe care tu le ai, din partea femeilor, în mod special, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Dacă ești într-o relație, chiar rămâi surprins de reacția persoanei iubite în legătură cu o situație da, pe care tu o faci, da, în legătură cu un proiect pe care îl aveți în comun. Și astăzi este o zi în care ar fi bine să acorzi o mai mare atenție relațiilor. Vezi că e cineva mai panicat, mai stresat prin jurul tău și te pus tu să-l calmezi, îl calmezi e adevărat, dar stai puțin liniștit că n-ai momentan energia necesară. Da asta asta ar fi bine pentru că se poate destabiliza din ce văd aici o relație și atenție că pot fi relații uh, importante pentru unii, de ce nu? Hai să vedem e un proiect legat de străinătate sau ceva, nu știu, trimiți un pachet, primești un pachet, poate să fie și un proiect legat de muncă pentru alți capricorn. Mai stai puțin că de săptămâna viitoare începe energia ta mult mai intens. Hai să vedem, dragi capricorni. Prima carte șapte de cupe și cu temperanța, se pare că nu calculezi lucrurile foarte bine astăzi și poate chiar ai impresia că totul e liniștit, că totul e drăguț. Temperanța vine cu o legătură cu un săgetător, deci uh, poate să fie o zi în care reiei legătura orică o persoană din trecutul tău, ori văd aici că Ți-ai făcut așa niște idei, dar nu vezi lucrurile foarte clar și se întâmplă niște evenimente care te mai echilibrează, nu te lasă să mergi nici în stânga, nici în dreapta, te ajută să mergi pe acolo pe unde trebuie. Următoarea carte, Asul de spade, o decizie pe care o iei, o soluție pe care o găsești în ziua de vineri și asta e bine parcă e cineva care te trezește puțin la realitate sau tu trezești pe cineva la realitate. Ți-am zis că ai niște persoane foarte panicate așa prin jurul tău. Ultima carte, pajul de spade pentru tine. Pajul de spade vine cu multă curiozitate pe care tu o ai, dar vine și cu faptul că prin chestiile astea care se întâmplă Parcă deodată spui a, deci asta e soluția, deci asta trebuie să fac. Vezi că îți crește foarte mult Creativitatea da în, în ziua de. Mă rog în ziua de vineri, în general, în această perioadă. Chiar îți crește mult creativitatea. Și da, e un moment bun să faci așa investigații din acestea. Zodia vărsător. Uh, pentru tine, în prima parte a zilei, vezi că pot apărea tensiuni în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, apar pe acolo niște neînțelegeri, dar uh, apoi ar fi bine da să acorzi mai mare atenție problemelor de sănătate. Nu te supra-solicita și vezi că ai o surpriză foarte interesantă o surpriză, să zic așa, care îți schimbă de mult, destul de mult perspectiva asupra lucrurilor. Nu știu, deodată nu te mai doare ceva, deodată se întâmplă un lucru. Ideea este că astăzi, în egală măsură, Ar fi bine, pe lângă faptul să nu te supra soliciți, da? pentru că o să vezi că ușor, ușor se remediază ceva, ar fi bine să fii atent la cum lucrezi. Da. Atenție la colegii de la muncă, atenție la lucrurile ciudate care pot apărea acolo. Parcă dai față în față cu oglinda ta, cu o persoană care îți seamănă și atunci conștientizezi și spui a, acolo e problema mea, e clar că trebuie să fac lucrurile respective. Nu prea ai tu chef să comunici foarte mult în perioada asta, dar o să fii puțin provocat să comunici și poate chiar atunci vei conștientiza multe chestii. Prima carte pentru tine regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești și cu un doi de monede. Nu știu, poate pe de o parte te simți bine astăzi, pe de altă parte nu te simți bine. Ai de rezolva niște probleme aici legate de creativitate, zona medicală legat de ceva important pentru sufletul tău. Nu prea știi tu ce, ce simți foarte bine. 4 de băte. Uite, apare o bucurie sau nu știu, ai o întâlnire și lucrurile vor fi bune, vor fi frumoase. Poate să fie o întâlnire specială, da, nu neapărat o întâlnire de dragoste, nu știu de ce când spun toată lumea se gândește la dragoste sau la problema aia pe care o are și tot ce spun aici e vorba doar de lucrul ăla, nu, nu e vorba doar de lucrul ăla. Da? Nu știu, mergi undeva, te întâlnești cu o persoană și mai o conversație plăcută sau primești o veste bună. Ultima carte, Puterea. O legătură cu zodia leu, se pare că lucrurile se rezolvă într-o situație tensionată, care a fost până acum, dar vezi că rezolvarea ține de a pune lucrurile puțin în practică da? și de a face așa o uh, curățenie. Chiar o zi în care te simți bine, îți recapeți încredere în tine. Zodia pești, dragi pești, în prima parte a zilei apar tensiuni și în casă și în familie și pe zona profesională, nu mai știți unde să vă împărțiți. Apoi, apar tensiuni în relația cu persoana iubită sau apar tensiuni în relația cu un copil. Poate chiar e vorba de un fundament da? pe care un copil nu-l are, pe care o relație nu o are. Pentru alții, bineînțeles că discutăm despre o zi în care una sunt plăcerile tale, alta îți spun prietenii, nu prea sunteți voi așa de comun acord, chiar să zic așa, poate e o seară bună să, sau o zi bună, nu știu, să stai puțin așa tu cu tine. Sau să te deschizi în fața noutăților. Bun, 10 de cupe, 8 de spade. Unii poate chiar conștientizați că blocajul pentru voi vine din partea unei persoane din familie sau din partea uh, unui grup de oameni foarte drag vouă. Dar în alte cazuri, simt aici foarte puternic să transmit faptul că niște idei pe care tu le ai legate de relația perfectă, de familia perfectă, de jobul perfect, astea vezi că te cam blochează astăzi, da? Și 8 de băte, uite, multă comunicare pentru tine, comunici mult, este o zi în care faci multe drumuri, se întâmplă multe chestii. Regina de bâte, apoi o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar vezi că este o zi cu predispoziții spre gelozie, spre neapărat o gelozie din aia în care ține de atenție, e o Nesiguranță așa pe care unii dintre voi o aveți, dar este o zi bună de distracții, o zi bună în care să vă simțiți bine și poate chiar să fiți deschiși, să încercați și lucruri noi că nu se știe e posibil să vă placă, să încercați și mâncarea aia, să încercați să mergeți și în localul respectiv, că poate e ceva interesant acolo, zic și eu. Da? Deci multă deschidere în fața. Uh, fața distracției, să spun așa, dar sunt niște vești bune aici care țin ori de o sărbătoare, ori de o petrecere, ceva se întâmplă. Bun, dragilor, cam atât. Acestea au fost previziunile pentru vineri. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, pentru următoarea săptămână. Te invit la previziunile pentru decembrie, dar și pentru anul 2023. Sper să mă simt mai bine, sper să găsesc puțin timp și o să încep și filmările pentru horoscopul anului 2023, pentru că știu că of, se întâmplă niște evenimente foarte interesante. Chiar vom asista la niște probleme destul de sensibile, da? o să discutăm exact, o să fac și o filmare generală. Dragilor, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă și să ne revedem la filmarea pentru weekend!